Vorbim despre armata izraeliană care a anunțat că a salvat un ostatic răpit de Hamas în atacurile teroriste din 7 octombrie anul trecut. Este vorba despre un cetățean aparținând minorității arabe care a fost salvat în cadrul unei operațiuni complexe a forțelor israeliene în tunelurile Hamas din sudul fâșiei Gaza. Farhan Al-Qadi a fost adus cu elicopterul la un spital din sudul Israelului, unde va primi îngrijiri medicale. Bărbatul în vârstă de 52 de ani, tată a 11 copii, era paznic la o fabrică din kibuțul care a fost lovit de atacurile organizației islamiste la 7 octombrie. El a fost salvat dintr-un tunel Hamas în sudul fâșiei Gaza, ceea ce reprezintă o premieră pentru armata israeliană. Ceilalți 7 ostatici care au fost eliberați până acum au fost recuperați în cadrul unor misiuni terestre. But I can share that Israeli commandos rescued Qaid Farhan Al-Qadi from an underground tunnel following accurate intelligence. His medical condition is stable and he will undergo examination in hospital. His family had been waiting 326 days to receive the news they did today. But there are still 108 hostages whose families are still waiting to hear news that their loved ones are home. And they should know that we will not rest. We will not rest until we fulfill our mission. Reuniunea de familie a fost emoționantă. Rudele își pierduseră orice speranță. Bărbatul a întrebat despre copii și despre mama sa, dar nu a putut vorbi despre experiența traumatică din captivitate. Farhan Al-Qadi a fost rănit la picior, însă a fost tratat și este într-o stare bună. אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו. אנחנו עושים זאת בשתי דרכים מרכזיות, במסע ומתן ובמבצע שחרור. שתי הדרכים גם יחד מחייבות נוכחות צבאית שלנו בשטח ולחץ צבאי בלתי פוסק על החמאס. În jur de 250 de oameni au fost răpiți, iar 1200 au fost uciși în atacurile teroriste de anul trecut care au dus la izbucnirea războiului. Peste 40.000 de palestinieni au fost omorâți de la declanșarea ofensivei Israelului.